Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu proful Oane. Așa încep eu lecțiile de fiecare dată și am bucuria ca astăzi, lângă mine, să am pe Ioana, care a trecut în clasa a șaptea, între a opta a șaptea a fost, așa, și ca una care își pune foarte tare întrebarea ce fac ca să reușesc să iau cu o notă maximă examenul de capacitate, nu? De fapt, asta înseamnă admiterea la liceu. Să prind o clasă bună, să dau admiterea la o clasă foarte bună. Și matematica are o pondere foarte mare. Iar de matematică, Ioana, fug foarte mulți. Din păcate, voi sunteți nevinovați. Matematica este prezentată de majoritatea colegilor mei într-un limbaj de ăsta inaccesibil și atât de dificilă li se pare copiilor. Dar ea este de o frumusețe rară. Aici avem șansa să ne putem manifesta creator. Aici putem zburda pe partea asta, să spunem, a imaginației. Că în clipa în care te duci la o problemă de matematică, nu începi decât să spui, te lupți cu necunoscutul. Este exact cum ai escalada un munte. Nu știi ce te așteaptă, dar știi sigur că trebuie să învingi. Și asta, iată cum va trebui să faci tu. Eu acum îți arăt ție cum va trebui să înveți în vara asta și cum trebuie să înveți toți prietenii noștri care vor vedea acest film. Dragilor, deci după ce ați intrat pe Google, tastați proful online. Deci proful, da, proful online este aici foarte repede apare din cauza că Google-ul pe acest calculator mă recunoaște foarte repede, dar tu va trebui să scrii, hai să scriu eu concret, da? Prof online, fără Blogspot. Numai atât. Să ștergă asta, numai prof online, dragilor. Scrieți numai atât. Fără Blogspot. Prof online. Și găsiți aici prof online. Da? Apar profile, nu știu ce pe acolo, dar noi dăm prof online. Din Prof Online găsim linkul acela Prof Online, profesor Ioan Ursu, Google, numărul de telefon și toată povestea asta. Sunt mai multe linkuri, dar noi îl luăm pe acesta cu Prof Online, profesor Ioan Ursu, Google, numărul de telefon. Iată, aceasta e poarta de intrare. Deci aceasta e poarta de intrare, dragilor, la Prof Online. Am să-l prezint și pe această pagină pentru a vedea mai multe lucruri. Aici este videoapicultura, primul domeniu, drag foarte tare, drag mie. Aici este vorba de o invenție, aici este vorba cei care doresc să afle foarte multe informații despre apicultură, se duc aici și dau videoapicultură, dragilor, și dăm click aici și ne ducem în această pagină unde vedem niște lucruri spectaculoase. Dragilor, aici este biostupul cu toate performanțele lor. Aici veți vedea șansa pe care o apicultura o are în clipa asta cu lupta împotriva varroa. Aici am luat medalii de aur la târguri internaționale cu biostupul. Veți vedea, dacă dați click aici, chiar filmulețul cu această invenția mea, acolo apare în filmulețul unde e cu constructor aici. Găsiți toate lucrurile interesante. Dar acum, pe pagina asta, cei care sunt interesați, când vrei să te relaxezi, intri aici și dai într-un filmuleț și vezi acolo cum lucrezi la stupine, vei fi fascinat. Curiozitatea de a vedea lumea aceasta e atât de mare și atâtea semne de întrebare apar. Și acum mă duc înapoi sau să închid blogul acesta și să ne ducem la al doilea, video matematică, unde vom intra și vom vedea foarte multe lucruri pe de curând. Dar mai prezint încă câte ceva. Aici este Prof Online TV, este vorba de o televiziune online care rulează continuu și prezintă diverse filme. Aici este binecuvântarea înalt preasfințitului Teodosie. În 2002 am luat-o
pentru că curajul meu de a mă duce în această zonă trebuia cu o binecuvântare. Veți vedea, dragilor, am povestit aici exact cum mi s-a întâmplat. În alt preasimțitul este la vârsta aceea din 2002. Arată minunat, era după câtva timp când... Atețitorul binecuvântează ostenerile celor ce împărtășesc știința. Primirea informației într-o diversitate de forme, prin metode moderne de învățare, constituie pentru copii o necesitate. Ei au astfel posibilitatea să recepteze deopotrivă, după puterea lor, datele științei, chiar dacă au dascări diferiți, cu mai multă sau mai puțină vocație. Iată ce cum o spune, 2002. Faptul acesta se constituie într-un act providențial prin care Dumnezeu ne ajută să-i primim înțelepciunea sa. Dumnezeu să vă binecuvinteze această trudă, să puteți să împărtășiți știința copiilor, căci știința este lumină pentru sufletele lor. Așa, am ținut să vedeți că în toate, numai puterea lui Dumnezeu te poate ajuta. Deci, nu puteți aduna fără de mine, nu puteți face nimic fără de mine. Dumnezeu este Cel care m-a dus tot înainte, indiferent de sau cu toate obstrucțiile, cu toate dificultatea, cu toate obstrucțiile, repet, din partea celor. Aici veți vedea, dragilor, diverse filme cu tot felul de reacții. Aici mi-a fost de la o televiziune, la TVR Cultural, mi-a fost făcut o emisiune. Merită să vedeți toate acestea. Ministrii învățământului, gruparii sistemului, merită, dragilor. Am avut întâlniri cu toți ministrii învățământului și am povestit exact situația care îi degradarea continuă. Dar nu a fost nicio reacție. Aici, iată, mă întâlnesc cu primul ministru Cioloș, cu grupul de elevi care mă susțin, de chiar la guvern. Sunt în sala aceea, ușile deschise și prezint primului ministru cele două, în 2016 sunt la asta, cele două proiecte ale mele. N-a înțeles prea mult primul ministru. Asta e mămica despre care vă vorbeam, soțul ei, copiii care vă susțin și astea sunt cele două fetițe ale familiei respective. Despre n-am înțeles prea mult decât aceea că m-am dus mai departe, am încercat pe aici, pe acolo, dar n-am reușit, repet, să fac mare lucru. Spun asta și pentru cei care au reușit în apicultură. Acest tânăr are în clipa asta din Bacău, după 3 ani de zile, o stupină a intrat pe fonduri europene, deci m-am dus din nevoia de a arăta, de a trăi bucuria lui. Deci în 3 ani, luând 10 biostupi de la mine, a ajuns la 120 și a accesat fonduri europene. Aici e stupina lui. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profona. Suntem, iată, pe 24, nu parcă asta, 24 într-o localitate uitată de lume. Dar o zonă melifere extraordinară, cu de toate. Deci a reușit el să... Zone acestea atât de frumoase, zone melifere, în primul rând. Haideți să vă spun pe scurt cam care este motivul acestei... Pe câte 13 rame de puiete. Așa i-am dat. Când a plecat la mine, 13 rame de puiete. Dar asta ca idee, să vedeți... Cu ce anume m-am ocupat. Aici este spectacol. Tineri au așa să mai discuție cu Roxana. Este spectaculos și vă spun acum. Deci, doi tineri veniți. Eu am văzut când o cobor din mașină că ea îl ținea de braț. Și atunci am zis, nu cred să fie așa. Ea era nevăzătoare. Poveste extraordinară. Dar ea știa din filmele mele, auzind filmele mele, știa totul despre apicultură. Ea îi spunea lui ce să fac.
Și au venit, de-au luat studii la Prof Online. Bună ziua, dragi, eu spun că și la întâlnirea cu Prof Online. Spun că astăzi trăiesc una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele, pentru că sunt doi tineri care au sosit acum, Alexandra, Roxana, și cu... Eu nu știam la prima asta. Nu știam. Doi tineri frumoși care și-au pus în gând să ajungă la Prof Online și să ia 40 de familii, da? Așa v-ați hotărât, 40 de familii. Și Roxana, mărturisesc că... Ea a adunat bănuți de bănuți și ea a ținut să ajungă să facă asta. Deci, te... Ne nu știu când am da, da, da. Pune tu mai exact, nu știu cum ai dat peste mine. Ce vreau, e pe internet. Perfect, e minunat. Și eu m-am bucurat când mergeți pe tehnologia asta. Am un pic de tristețe pentru că... Uneori spuneam, zic, dă-mi de rog, nu știu ce, de acolo. Eu uitam că ea este nevăzătoare. Mă rog, știți cum mă cutremuram așa de starea aceea. Cu siguranță. De fapt, voi ați promis că veți lua și 10 biosturi de geam, de tip... Așa. E o poveste lungă despre felul în care aceștia au hotărât să ia cum anume de sunt împreună, cum... Este un lucru pe care îl povestesc undeva, nu știu prin ce filmulez. Iar aici, în partea dreaptă, este reacția presei. Veți vedea aici, dragilor, o sumedenie de filme. Este și o fundație, Prof Online, care deocamdată nu e activă, dar ea este ușor... Adică ar fi funcțională, dar încă nu a pornit. Și aici sunt o serie de filme. Ei aici se află. Noi cum îi ajutăm? E vorba de oamenii necăjiți, extrem de necăjiți. La Ciuturești am descoperit o familie. Nu, mă rog, ea nevăzătoare, stătea de 47 de ani în întuneric. Deci am ajuns acolo. Să vezi suferința la ea acasă. Suferința la ea acasă. Ea venea cu o sarcină de lemne. E cumplit. Se oprește și îl bandajează și îi unge cu un de lemn rădit. Da. Povestesc în legătura cu... Samarineanu. Da, 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 da. Profonai, voi cum așa... Fiica mea și soțul meu lucrează de 14 ani la Microsoft. Microsoft acum sunt de 19 ani, în 2009 a plecat. Ministrii învățământului, groparii sistemului, apropo de faptul cum am găsit cu toți ministrii învățământului, așa, ăsta e un film extraordinar, la societatea albinilor, la societatea românească. Adică dacă am luat ca model modul în care familia de albini este organizată și... am transpune în practică, în societate ar fi un lucru minunat. Fac această paralelă în filmulețul acesta. Dar ministrii învățământului, gropare sistemului, dragi, povestea mea este întâlnirea cu toți ministrii învățământului, începând de la Petrescu, Marga și așa mai departe, Andronescu și așa mai departe. Filmul este pe spatele. Este într-un moment de iarnă. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou împreună. Iartă-mă, Ioana, că eu m-am luat cu povestea, cu prezentarea paginii. Și să avem timp să stăm. Frumos, cu adevărat frumos, un moment de iarnă. Iată clasa mea, superba mea clasă, cum arată în clipa de față. S-a pus zăpada cât trebuie peste durează tot. Durează filmul ăsta vreo două ore. Nu avem de gând să-l prezentăm, dar cei care vor să vadă toată povestea mea de întâlnire cu miștii învățământului, care au condus la aceasta. Ei sunt cu adevărat groparii sistemului. Și aici iarăși o salarizare bugetară după performanță. Este iarăși momentul acela când Băsescu hotărât să dai cu 25% tuturor bugetarilor, lucru care pe mine m-a înfiorat. Am zis, cum se poate așa ceva? Și am găsit o formulă și am creat, practic, un proiect
care înseamnă așa, după performanță, salarizare după performanță. Și am exemplificat așa asta la învățământ. Dragilor, aici găsiți ideea asta a mea cu notarea unică. Deci ce am pus la punct a fost ideea ca șaptele pe care îl pui la văscoții din deal, cu șaptele de oriunde, la orice școală din Buricul Târgului, din București, din Cluj, de oriunde ar fi, să fie aceeași notă. Și i-am prezentat-o în 2010 ministrei Andronescu, în Parlament, acolo am ajuns și am stat de vorbă cu dânsa și mi-a spus: domn profesor, dar unde e ideea asta? Că formula asta nu există în literatura de specialitate. Și am zis: domnul ministru, este creația mea, este invenția mea în proiectul acesta. O puteți vedea, dragilor. Și așa mai departe. Aici, în dreapta, veți găsi reacția presei. Deci, aici, în dreapta, găsiți reacția presei. Am să vă arăt sinteza zilei cu Mihai Gâdea. Deci, am fost direct la sinteza zilei, la Mihai Gâdea, când am avut-o pe ministra învățământului în dreapta mea și aici am avut curajul să-i spun lucrurile pe nume. Gâdea prezenta aici paralela între două personalități. Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la sinteza zile. E duminică seara și m-am gândit să facem o discuție interesantă, spectaculoasă și profundă asupra unui lucru care sunt convins că astăzi este cel puțin, e posibil ca multora dintre dumneavoastră să fi trecut cel puțin o dată prin minte. Ce înseamnă să ai succes în România? Cine este un om de succes? Și pentru a face alegerea cât mai simplă, aș vrea să grupez cele două posibilități pe care vi le dau în această seară. Doamne, iartă-mă, dar ce urmărești tu acum? Vezi bucimul, zbaterea unui om pentru a reuși să creezi acest blog și să putem atrage atenția. Că domnul Borcea, cel care astăzi a făcut probabil una dintre cele mai mari probe de exhibiționism din ultima vreme, este un model de succes? Și am să vă dau câteva dovezi în sprijinul analizei.